Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim 7 mai, după moartea celui întâi între creștini, a binecredinciosului și dreptului împărat Sfântul Marele Constantin, luând împărăția fiul său Constantie și abătându-se la rău credinciosul Eresa lui Arie, care hulea pe fiul lui Dumnezeu, s-a făcut spre rușinarea ereticilor celor rău credincioși. Spre încredințarea necredincioșilor și spre întărirea celor drept credincioși. Un semn minunat în Sfânta Cetatea Ierusalimului, în Duminica 50.000 când se prăznuiește pogorârea Sfântului Duh, și s-a întâmplat atunci de era duminica aceea în șapte zile ale lunii mai. În ceasul al treilea s-a arătat pe cer închinarea cinstitei crucii a Domnului, care strălucea cu o lumină negrăită, mai mult decât razele soarelui. La care privind tot poporul, se minuna cu spaimă mare, acel semn al Sfintei Cruci a stat deasupra Sfântului Munte al Golgotei pe care Domnul nostru Isus Hristos s-a răstignit și s-a întins crucea cu lungimea sa, ajungând până la muntele Eleonului, care este departe de la Golgota ca la 15 stadii, și se potrivea lățimea crucii cu lungimea sa, iar frumusețea ei era atât de împodobită, încât se asemăna cu fața curcubeului, atrăgând astfel privirea tuturor către ea. Deci, toți câți avea orice lucruri în mâinile lor și cei care erau prin case, lăsându-și toate treburile lor, ieșeau și priveau cu frică spre acel semn prea minunat. Apoi, toată mulțimea ierusalimitenilor, umplându-se de frică și de bucurie de Dumnezeiasca vedere, au alergat la Sfânta Biserică cu mare umilință și cu căldura Duhului. Bătrâni și tineri, bărbați și femei cu pruncii cei sugători, asemenea și fecioarele cele neispitite de nuntă, care se țineau prin cămări, ieșind din camerele lor. Alergau iarăși acolo, alergau oamenii de toate vârstele și rânduia la străinii și nemernicii, creștinii și cei de altă credință și toți cu o gură și printr-un glas preamăreau pe Isus Hristos, Domnul nostru, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, Dumnezeu adevărat din Dumnezeul cel adevărat pe făcătorul minunilor celor mari, atunci, necredincioșii și ereticii, vrăjmașii și hulitorii Dumnezeirii lui Hristos, s-au umplut de rușine, văzând cât este de mare slava și puterea lui Hristos Domnul, într-o arătare a crucii celei dumnezeiești, și a dovedit atunci cu lucrul său chiar, că credința creștinească este dreaptă adevărată și mântuitoare. Ea nu este alcătuită din dovedirea cuvintelor celor din înțelepciunea omenească cea din afară, ci din Duhul Sfânt prin descoperire și putere întărită, fiind mărturisită din cer cu semne și cu minuni. De acest minunat semn, preasfințitul Chiril, patriarhul Ierusalimului, a înștiințat prin scrisoare pe împăratul Constantin sfătuindu-l spre dreapta credință, iar Hermias Sozomen a scris că, prin acea arătare pe cera Sfintei Cruci, foarte mulți dintre evrei și păgâni s-au încredințat și, apropiindu-se cu pocăință de Hristos Dumnezeul nostru, au primit Sfântul Botez și au slăvit cu bună credință pe Hristos, cel ce este de o ființă cu Tatăl și cu Sfântul Duh, iar noi, prin crucea arătată, Mărturisim puterea lui cea nespusă. Îl înălțăm pe el cu laudele noastre, că este Domnul Dumnezeul nostru și ne închinăm așternutului picioarelor lui, adică crucii celei sfinte, rugând bunătatea Domnului, ca la a doua și înfricoșătoarea sa venire, să ne învrednicească pe noi a vedea într-o bucurie și într-unădejdea mântuirii semnul fiului omenesc, crucea cea sfântă care voiește pe cer să se arate cu aceea, ca și cu o cheie, să ne deschidă nouă ușile împărăției cerului, precum oare când lui Raiul și, împreună cu oile cele binecuvântate, să ne rânduiască pe noi în veci, amin.